Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian și astăzi vom discuta despre cum vă puteți organiza activitatea didactică pentru anul școlar 2022-2023 la disciplina geografiei clasa a 7 utilizând în fiecare săptămână câte o resursă educațională deschisă, Pornind de la programa școlară în vigoare, vom construi planificarea calendaristică și planificarea pe unități de învățare, identificând resursele educaționale deschise realizate de experții din echipa disciplinii geografie pentru fiecare conținut în parte. Vom pune un cod de acces QR la fiecare dintre materiale propuse, așa cum am pus pe acest prim diapozitiv un cod QR de acces către canalul de YouTube Educred Gimnaziu, unde sunt materiale la toate disciplinele. Codurile QR se vor găsi pe fiecare diapozitiv în partea dreaptă. Pentru a le accesa, scanați fie cu camera telefonului, fie cu aplicație dedicată pentru scanarea codurilor QR pentru a accesa pagina web unde se află acestea găzduite. În săptămâna 1 și săptămâna 2 vom face recapitularea și evaluarea inițială la începutul clasei a 7 bazându-ne pe conținuturile din clasele anterioare și vom verifica la ce nivel sunt competențele specifice din programa de geografie clasa 6 În acest sens, putem utiliza resursa educaționale deschise Europa Identitate Geografică, recapitulare interactivă prin joculețul Vrei să fie elev de nota 10, care se găsește pe canalul de YouTube Lecții Geografie Geography Classes. Din săptămâna 3 -a începem efectiv să parcurgem materia din programă pentru clasa 7 și vom începe cu o introducere în geografia continentelor pentru a dezvolta competența specifică 1.1, precizarea în cuvinte proprie a sensului termenului geografici identificați în contexte diferite. În săptămâna a doua, în săptămâna a patra, începem să studiem Asia, Asia poziția geografică și avem un red în acest sens. Îl puteți accesa scanând acest cod din partea dreaptă a ecranului. În săptămâna 5 discutăm despre relieful Asiei, caracteristici generale, unități majore de relief, precum și despre munții Himalaya. În săptămâna 6 discutăm despre hidrografia Asiei. În săptămâna 7 abordăm două teme: Asia diferențieri climatice musonii și Asia contraste biogeografice. În acest sens avem două reduri: climatele Asiei și contraste biogeografice. În săptămâna 8 discutăm despre elemente de diversitate umană, etnică, lingvistică, culturală și confesională din Asia, respectiv despre harta politică și marile aglomerări umane de pe acest continent. În săptămâna 10 -a abordăm din nou două teme: Asia, resursele naturale și activitățile economice, contraste economice regionale. În săptămâna 11, -a, începem să discutăm despre particularități geografice ale unor state la alegere. În acest sens, experții echipei la disciplina geografie au realizat particularități geografice ale unor state, cum ar fi China și India. Terminăm în săptămâna 12, Asia, caracterizare geografică, cu o lecție de recapitulare și evaluare. Și avem în uh, Google Drive-ul, pus la dispoziție de unul dintre membrii echipei, cred, la disciplina geografie, un test de evaluare la ASIA, aspecte fizico-geografice. Poate fi accesat și apoi descărcat, scanând codul QR din partea dreapta a ecranului. În săptămâna 13 ne aflăm deja în modulul al doilea al uh, noi structuri a calendarului pentru anul școlar 2022-2023, și începem să discutăm despre Africa, mai întâi cu poziția geografică, continuăm apoi cu relieful Africii, caracteristici generale, și discutăm și despre Riftul African, în săptămâna 15 despre hidrografia, clima, biogeografia Africii, în săptămâna 16 despre specificul demografic al acestui continent, în săptămâna cu numărul 17 abordăm două teme, harta politică și marile orașe, precum și problemele Africii în lumea contemporană, Sahara sau caracterizarea geografică a unor state la alegere, avem aici mai multe resurse educaționale deschise realizate de experții de disciplina geografie în cadrul proiectului CRED, pe care le găsiți în playlistul geografie. Eu am ales aici să includ două coduri QR, către Africa, harta politică și către Sahara. În săptămâna 18 discutăm despre Africa a caracterizat geografică o lecție de recapitulare și evaluare și în acest sens avem un test de evaluare Africa Aspecte fizicogeografice, care poate fi accesat scanând codul QR din partea dreaptă. Iar în săptămâna 19 -a, suntem în modulul 3 și începem să studiem America, atât cea de nord cât și cea de sud, între continentul american și începem cu poziția geografică și țărmurile. Continuăm apoi cu discuțiile despre relieful american, sistemul Montos-Cordiliero-Andin. În săptămâna 21 discutăm despre hidrografia a Americii. În săptămâna 22 despre diferențiile climatice și biogeografice ale acestui continent. În săptămâna 23 despre elementele diversitate umană, iar în săptămâna 24 despre harta politică și contraste teritoriale între state. În săptămâna 25 discutăm despre forme de aglomerare urbană în America și avem în acest sens redul metropole americane. În săptămâna 26 discutăm despre America de Nord și America de Sud, diferențiere economice regionale și avem în acest sens redul sua economia. Săptămâna 27. Particularități geografice al unor state. Mergem mai întâi pe un stat din America de Nord și avem aici SUA, caracterizare fizico-geografică, și apoi din America de Sud mergem pe caracterizarea Braziliei. În săptămâna 29 avem o lecție de recapitulare și evaluare din America de Nord și America de Sud. Și avem un test secvențial la clasa 7 -a, America Caracteristici Fizico-Geografice, un formular Google pe care l îl puteți accesa scanând codul QR din partea dreaptă. În săptămâna 30 începe să discutăm despre Australia, caracterizare geografică generală, iar în săptămâna 31 despre Oceania, particularități geografice. Pentru a le îmbina, avem un red care poartă numele de Australia și Oceania, buletin meteorologic. În săptămâna 32 discutăm despre elemente de identitate geografice, geografică a Antarcticii, în timp ce săptămânile 33 și 34 abordăm două teme legate de ecologie și protecția mediului, componentele mediului înconjurător și relații dintre acestea în săptămâna 33, iar în 34 degradarea mediului înconjurător, o problemă a lumii contemporane, schimbări globale ale mediului. Și avem reduri pentru aceste două teme. În săptămâna 35 facem o lecție de recapitulare din geografia continentelor extraeuropene. Și aici puteți utiliza întreg playlistul de resurse educaționale deschise la geografie, clasa 7 de pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu sau de pe canalul Lecții Geografie Geographic Classes. Și încheiem anul școlar cu săptămâna 36 când dăm evaluarea sumativă. Evaluăm toate componentele, toate competențele, scuze, specifice din programul școlar la geografie clasa 7. Și în acest sens putem utiliza unul dintre testele sumative, testele finale din manual, spre exemplu din manualul de geografie clasa 7 -a, a editurii Arclet, publicat la București 2019, care se găsește la paginile 126-127 și poate fi accesat în format digital scanând codul QR din partea dreaptă a ecranului. Dragilor, eu sper că acest tutorial vă va fi util în proiectarea activității pentru următorul an școlar. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!